ocazie, în studiul nostru, pe care îl vom avea împreună din Psalmul 2, titlul acestui mesaj este Pentru ce se întărâtă neamurile, întâlniri secrete împotriva adevărului. Pentru ce se întărâtă neamurile, întâlniri secrete împotriva adevărului. Înainte de a citi Psalmul 2, aș vrea ca să punem o temelie puternică pentru studiul nostru din această ocazie de seară și pentru ziua de mâine, în sabat, când vom continua studiul nostru împreună. Am vrea să stabilim cu ajutorul Cuvântului Dumnezeu că acest psalm, Psalmul 2, este un psalm profetic. Este un psalm profetic care l-are în centru pe Domnul Iisus Hristos, lucrarea sa, dar în același timp acest psalm prezintă și agenda pe care noi o vom vedea, agenda celui rău, am putea să spunem, în aceste zile din urmă, împotriva copiilor lui Dumnezeu. Psalmul 2 este un psalm profetic. Și pentru a demonstra lucrul acesta, am să venit să mergem în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 13. Faptele Apostolilor, capitolul 13, și vrem să citim împreună de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 26. Faptele Apostolilor, capitolul 13, de la versetul 26. Fraților, fii ai neamului lui Abraham și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor n-au cunoscut pe Iisus. Și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt marturii lui înaintea mormântului. Versetul 32 și 33 ne aduc acum în atenție Psalmul 2 și profețiile legate sau cuprinse în acest psalm. Biblia spune, și noi vă aducem vestea aceasta bună, ca făgăduința făcută părinților noștri. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus, după cum este scris în Psalmul al doilea, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se vede, a spus-o când a zis, vă voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. Deci, lucrul pe care vrem să stabilim la începutul acestui studiu este acesta. Psalmul al doilea este un psalm profetic. În psalmul acesta se găsesc profeții ce au de-a face cu Domnul Iisus Hristos. În psalmul al doilea apare această expresie, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Trebuie să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Toți trebuie să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Însă, din nefericire, sunt unii oameni care au luat această expresie folosită în Psalmul al doilea, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, și au tras concluzia pe baza acestui pasaj că acolo se vorbește despre un început al lui Iisus Hristos ca persoană divină, am putea spune, nu ca Dumnezeu, ci ca o creatură. Da? Deci Domnul Hristos nu este din veșnicie, este un argument care este adesea folosit, ci Domnul Hristos are un început. Și pentru a susține o astfel de idee, contrară Sfintelor Scripturii, oamenii ajung să pună degetul pe acest pasaj din Psalmul al doilea, unde apare expresia, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Însă, în Cartea Faptele Apostolilor, aici Duhul Sfânt, Cel care a inspirat pe toți scriitorii Bibliei, ne prezintă ca această frază, da? Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, nu are de-a face cu nașterea Domnului Iisus Hristos. Ci în contextul acelui psalm și interpretarea profeției ce l-avea pe Domnul Hristos, se vorbește despre momentul
înviere. Haideți să mai citim încă o dată. Citim de la versetul 32. Biblia spune: noi vă aducem vestea aceasta bună ca făgăduința făcută părinților noștri. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiilor înviind pe cine? Pe Iisus. Deci despre ce se vorbește aici? Despre nașterea lui Iisus sau despre învierea lui Iisus? Despre învierea lui Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Deci aceste cuvinte care sunt cuprinse în psalmul al doilea, nu vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos, ci vorbesc despre învierea Domnului Iisus Hristos în psalmul al doilea. Deci am stabilit clar că acest psalm este un psalm cu o încărcătură profetică care îl are în centru pe Domnul Iisus Hristos. Haideți să deschidem împreună psalmul 2 și vrem să citim împreună de la versetul 1 și versetul 2. Psalmul 2 de la versetul 1 și versetul 2. Pentru ce se întărâtă neamurile? Mesajul nostru: întâlniri secrete împotriva adevărului. Biblia spune așa: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Aș vrea să observați condiția sau starea în care se găsesc aceste neamuri care sunt prezentate aici în Biblie. În primul rând, în versetul 1, Biblia spune: pentru ce se întărâtă neamurile? Cum putem să mai spunem, da, să folosim ca un sinonim pentru acest cuvânt întărâtă? Cum ar putea să mai spunem? Pentru ce se întărâtă neamurile? Cum am mai putea spune? Se agită. Pentru ce se agită neamurile? Pentru ce se tulbură neamurile? Am putea spune pentru ce se mânie neamurile? Am putea spune și așa. Deci Biblia spune aici: pentru ce se întărâtă neamurile? Mai departe spune: și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Cuvântul acesta, cugetă, despre ce vorbește? Biblia spune că aceste popoare cugetă lucruri deșarte. Despre ce citim aici? În ce sunt angajate aceste neamuri? Da? Neamurile cugete, adică neamurile gândesc. Da? Plănuiesc, am putea spune. Plănuiesc lucruri deșarte. Haideți să citim versetul 2. Împărații pământului se răscoamă și domnitorii se sfătuiesc împreună. Da? Domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând. Deci haideți încă o dată să subliniem aceste lucruri. E foarte important în contextul studiului nostru și din această seară și în mod special pentru ziua de mâine. Stăteam de vorbă aseară la ora de rugăciune cu cineva și îmi mărturisea că în biserica pe care au vizitat-o în ultima perioadă, la școala de sabat, așa cum am spus, se studiază Cartea Daniel. Și oamenii spuneau, nu o persoană spunea, e foarte greu. E foarte dificil. Studiul acesta este greu. Nu înțelegem nimic. Și realitatea este că atunci când noi ne îndreptăm atenția asupra cuvântului profeției, în mod special asupra cărților Daniel, Apocalipsa, este nevoie de un studiu profund, atent, meticulos. Lucrurile prețioase ale lui Dumnezeu nu se găsesc la suprafață. E nevoie să săpăm la mare adâncime. Și de acesta este planul pe care îl avem și în această ocazie de seară. Să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să se explice și să punem împreună toate aceste bijuterii care ne pot oferi lumină cu privire la timpul în care noi trăim. Deci Biblia prezintă neamurile ca fiind întărâtate, agitate, tulburate, așa cum am spus. Popoarele cugetă lucruri deșarte. Împărații pământului se răscoală. Domnitorii se sfătuiesc împreună. Observați imaginea aceasta a unui sfat, a unui consiliu, da? A unei, cum am putea, este un cuvânt care este folosit astăzi adesea, conspirație, da? Domnitorii se sfătuiesc împreună. Atenție, în psalmul 2 nu sunt aduși în atenție numai împărații pământului și neamului. Ba chiar Biblia prezintă că în psalmul 2, în această unire, în această răscoală, în acest sfat împotriva lui Dumnezeu, vom citi, iau parte și judecătorii pământului. Haideți să citim în psalmul 2
Vrem să citim de aici, de la versetul 10. Psalmul 2, versetul 10. Biblia spune așa. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Deci, în urma a ceea ce se întâmplă în acest psalm, Dumnezeu are un mesaj către împărații Pământului. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune. Ascultați ce spune Biblia mai departe. Luați învățătură judecătorii Pământului. Deci nu doar împărații se sfătuiesc împreună, dar în atenție sunt menționați și judecătorii Pământului. Adică cei care au acea putere de a da legi. Da? Cei care judecă, cei care ajung să tragă o linie de despărțire între bine și rău, moral și imoral. Cei care judecă soarta și viața oamenilor adesea. Biblia ne prezintă această stare în care se găsesc neamurile, împărații Pământului, judecătorii Pământului. Dar împotriva cui este alcătuit acest fapt? Această conspirație, această întâlnire, împotriva cui este manifestată această răscoală, această mânie, această tulburare? Deci ce spune Biblia mai departe? De la versetul 1 citim: pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații Pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună, atenție, împotriva Domnului și împotriva Unsului Său, zicând. Deci această răscoală este împotriva cui? Este împotriva lui Dumnezeu. Și împotriva, spune Biblia, împotriva Unsului Său. Cine este acest uns despre care vorbește Biblia aici? Aduceți-vă aminte. Am citit la început. În psalmul al doilea învățăm despre cine? Despre Domnul Iisus Hristos. Haideți să arătăm cu Biblia că într-adevăr unsul acesta despre care vorbește Sfânta Scriptură este Domnul Iisus Hristos. Mergem în cartea Daniel la capitolul 9. Daniel capitolul 9. Pentru ce se întărâtă neamurile, întâlniri secrete împotriva adevărului. Și poate ne este greu de crezut, fraților, dar aș vrea să vă spun chiar în momentul acesta în care noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Cel rău și agenții lui fac planuri pentru a distruge misiunea, mesajul poporului lui Dumnezeu. Biblia spune în cartea Daniel, Daniel, capitolul 9, și vrem să citim împreună de aici, de la versetul 25. Ascultați ce spune Biblia. Să știi, dar și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou al Ierusalimului și până la unsul, cum mai spunem la unsul? Mesia, la cârmuitorul și ne oprim. Deci unsul este Mesia. Dar cine este acest uns? Cine este acest Mesia împotriva căruia se unesc neamurile, se unesc împărații Pământului, se unesc judecătorii Pământului într-o confederație, într-o răscoală împotriva lui Dumnezeu? Acesta este Domnul Iisus. Ioan capitolul 1. Ioan capitolul 1. Facem pas cu pas. Ioan capitolul 1. Și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 40. Spune Biblia așa. Unul dintre cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El a găsit pe fratele său Simon și i-a zis: noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă cum? Hristos. Deci, la unsul spunem Mesia. Mesia este cine? Hristos. Haideți să citim în Ioan la capitolul 4. Ioan capitolul 4. Și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 25. Domnul Hristos aici vorbește cu femeia samaritancă. De la versetul 25. Știm, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis: eu
cel care vorbesc cu tine sunt acel. Deci Domnul Hristos este unsul, Domnul Hristos este Mesia. Haideți să mai citim un pasaj pentru cei care ne luăm notițe, pentru cei care ne urmăresc. Faptele Apostolilor, capitolul 10. Domnul Hristos este unsul Mesia. Faptele Apostolilor, capitolul 10. Și vrem să citim împreună de aici, de la versetul, haideți să citim de la versetul 36. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, propovăduit de Ioan. Versetul 38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe cine? Pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsăți de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Deci unsul este Mesia, iar Mesia este Domnul Iisus Hristos. Acum, dacă ne întoarcem din nou în Psalmul al doilea, Psalmul 2, și am citit din nou de la versetul 1, însă de data aceasta vom înlocui necunoscute. Vom înlocui acele lucruri care la prima vedere păreau neînțeles. Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, adică împotriva Domnului Iisus Hristos, zicând să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Este lucrul pe care vom avea în studiul nostru în ocazia de mâine. Întrebare. Spune Sfânta Scriptură că, într-adevăr, în privința Domnului Iisus Hristos s-au împlinit aceste cuvinte din Psalmul al doilea? Spune Biblia că a fost un timp când împărații pământului, națiunile pământului, ba chiar biserica s-a unit în a persecuta pe Domnul Iisus Hristos? Spune Biblia lucrul acesta. Haideți să citim din Faptele Apostolilor la capitolul 4. Faptele Apostolilor, capitolul 4. Și aș vrea să vedem încă o dată cum se citează din Psalmul al doilea. Se pare că Psalmul al doilea era un psalm foarte important în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor, capitolul 4, și vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 25. Biblia spune: Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin cura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamul și pentru ce cugetă noroadele lucruri? Tocmai este citat. Psalmul al doi. Acum, versetul 26. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Adică Domnul Iisus Hristos. Acum, cine au fost aceste noroade care s-au unit împotriva Domnului Iisus Hristos? Versetul 27, Biblia spune: În adevăr, împotriva robului tău celui Sfânt Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta, cine? Irod și Pilat din Pont, cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce se hotărâse mai înainte mâna ta și sfatul tău. Deci cine s-a unit împotriva Domnului Hristos conform acestui cuvinte? Irod, mai cine? Pilat din Pont și împreună cu noroadele lui Israel. Aici, în mod special, vorbim despre partea ecleziastică, vorbim despre biserică, vorbim despre Ana, Caiafa, preoțimea, marii preoți, da? Vorbim despre liderii spirituale ai poporului Israel, care împreună cu Pilat din Pont, cu Irod, s-au unit și au pus la moarte, cum spune Biblia, pe Domnul vieții. Acesta a fost împlinirea, da, parțială, vom vedea în ocazia de mâine, a profeției din Psalmul al doilea. Acum vreau să
Adresez o întrebare dumneavoastră. Din ce vă aduceți aminte, am citit acum împreună din Biblie, este adus în scenă Pilat din Pont, este adus în scenă Irod și neamurile lui Israel. Când citim din Sfânta Scriptură, cine a dorit în mod special moartea Domnului Iisus Hristos? Biserica sau statul? Cine a dorit ca Hristos să moară, să ajungă pe cruce? A fost partea politică, Pilat a fost acela care a dorit ca Hristos să moară și Irod, sau a fost partea bisericii? Biserica a fost cea care a strigat la stat pentru ca Hristos în cele din urmă să fie ucis. Cum a fost în Biblie? Biserica este cea care a apelat la brațul statului. Haideți să ne uităm în Faptele Apostolilor, dacă suntem chiar aici. Faptele Apostolilor, capitolul 3. Iată-l aici pe Petru, predicând înaintea norodului. Este după momentul revărsării Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii și ascultați ce spune Petru despre ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. De la versetul 12 citim. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeului Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâinile lui Pilat, atenție, și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drum. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Deci care era intenția lui Pilat atunci când l-au adus pe Domnul Hristos înaintea lui? A vrut Domnul Hristos, a vrut Pilat ca Domnul Hristos să moară? Și a dorit el atât de mult moartea Domnului Iisus? Nu! Biblia spune, ba chiar Pilat dorea să-i dea drumul. Dar cine cerea cu înveșurare, cerea moartea Domnului Hristos? Cine? Biserica. Liderii religioși, în mod special, cereau moartea Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne uităm și în Ioana, capitolul 19. Vrem să citim împreună de la versetul, haideți să citim de la versetul 12, Biblia spune. De atunci Pilat căutea să-i dea drumul. Dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Vreau să subliniați încă o dată faptul că Pilat a vrut să-i dea drumul. El n-a intenționat ca Domnul Hristos să moară. Citim mai departe. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabat. Era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea, și Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l! Ia-l! Răstignește-l! Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-au dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Și au luat deci pe Iisus și l-au dus să îl răstignească. Deci, în contextul celor studiate, am văzut că în psalmul al doilea, împărații pământului, neamurile, judecătorii, sunt prezentați ca fiind întărâtați, tulburați, în răscoală, făcând planuri împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său, Domnul Iisus Hristos. Am văzut cum această profeție din psalmul al doilea s-a împlinit în viața Domnului Iisus Hristos, când Pilat, Irod și neamurile lui Israel s-au unit și l-au pus pe Domnul Iisus Hristos pe cruce. Cine a forțat moartea Domnului Iisus Hristos? Nu a fost partea politică, nu au fost liderii politici, ci partea spirituală, biserica, a fost cea care a apelat la brațul statului pentru ca Domnul Iisus Hristos în cele din urmă să moară. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră, și pentru cei care ne urmăriți. De ce biserica, și atenție, deși moartea Domnului Hristos are o aplicație cu privire la zilele din urmă, profețiile din Daniel și din Apocalipsa, cu siguranță,
Aș vrea să ne reamintim că cei care au cerut moartea Domnului Hristos nu au fost cei care țineau o zi falsă de închinare. Nu au fost cei care erau în neștiință de profețiile din Cartea Daniel. Nu erau aceia care nu știau despre sistemul zecimilor și darurilor în templu. Nu erau aceia care nu știau despre profețiile referitoare la Mesia. Nu erau aceia care erau în neștiință de principiile reformei sanitare, hrana curată și necurată. Nu erau aceia care erau în neștiință de principiile legii lui Dumnezeu. Ci biserica care avea toate aceste principii, cel puțin pe hârtie, am putea spune, teoretic, a fost cea care a strigat și a pus pe Domnul Sabatului, a pus pe Domnul Slavei, a pus pe Domnul care ne îndeamnă să nu fim egoiști, care ne îndeamnă să fim darnici, pe Dumnezeu care a instituit darurile și zecimile și care are în vedere binefacerea noastră și sănătatea noastră, prin principiile sănătății, biserica aceea a pus pe Domnul Slavei pe cruce. Cuvântul care s-a făcut, trup, zice cuvântul lui Dumnezeu. Vă întreb, de ce au procedat ei în felul acesta cu Domnul Iisus? De ce și-au dorit ei atât de mult moartea Domnului Iisus Hristos? De ce? Care a fost motivul pentru care nu l-au putut suporta pe Domnul Iisus Hristos? În esență. De ce și-au dorit liderii spirituale atât de mult moartea lui Iisus Hristos? Ajutați-mă. Chiar aștept niște răspunsuri din partea dumneavoastră. Avea o viață curată. Domnul Hristos avea o viață curată. Da? Mulțumesc mult. Lor. Viața Domnului Hristos era o mustrare, era o mărturie vie, da? Contrară vieții pe care ei o trăiau. Da? Este foarte adevărat. Se făcea pe sine Dumnezeu. Se făcea pe sine Dumnezeu, spune fratele. Acesta este un motiv pentru care Domnul Iisus Hristos adesea a fost amenințat cu moarte. Da? Fratele spune că se pierdea influența membrilor la data aceea. Da, și acesta este un motiv, la un moment dat, în Ioana, capitolul 11, mai marii poporului au zis, dacă lăsăm să lucreze mai departe, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor distruge și templul și neamul. Și în încercarea, atenție, aici e foarte interesant, că în încercarea acestor lideri spirituali, în încercarea poporului Israel, de a proteja națiunea de Hristos, pentru ca să nu vină romanii să-i distrugă, exact această agendă a condus la distrugerea națiunilor și a templului. Foarte interesant. Că lucrul pe care ei doreau să-l salveze, l-au pierdut răstignindu-l pe Domnul Iisus Hristos. Pe Domnul Sabatului. Pe Domnul Slavului. Dar în esență, în mod special, frații mei, când Domnul Hristos a venit pe pământ, Domnul Hristos a venit să prezinte ce înseamnă închinarea adevărată. El a venit să arate cine sunt sau care sunt principiile închinătorilor adevăraților copii al lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte în Ioan la capitolul 4? Haideți să citim. Ioan la capitolul 4. Hristos a venit să prezinte ce înseamnă închinarea adevărată. Cine sunt adevărații închinători ai lui Dumnezeu? Ioan capitolul 4. Și vrem să citim împreună de aici. Haideți să citim de la versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Deci femeia samaritană, avem locul nostru de închinare. Noi avem templul nostru. Noi avem muntele nostru unde noi ne închinăm. Dar voi izraeliții, voi spuneți că trebuie să mergem să ne închinăm unde? La Ierusalim. Ascultați acum ce spune Iisus. Femeia i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul, că nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Observați, femeia aceasta știa gândurile pe care le avea în poporul ei, între samariteni, și știa și gândurile și disprețul pe care le aveau izraeliții cu privire la închinarea lor. Îi spuneau, închinarea noastră este autentică. Închinarea de pe muntele acesta. Și Iisus spune, adevărat îți spun că a venit ceasul. Când ceea ce eu caut nu este un loc, nu este o locație,
Ceea ce eu caut este o experiență. Priviți ce spune mai departe. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum și venit. Când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh. Și cine îi se închină Lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Deci, cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a venit pentru a reface închinarea adevărată. El spune, eu vreau ca închinătorii mei, închinătorii Tatălui, închinătorii adevărați să se închine în duh și în adevăr. Dar care era închinarea care era prezentă în zile Domnului Iisus Hristos? Era prezent adevărul? Era prezent cuvântul lui Dumnezeu? Era prezent Duhul lui Dumnezeu? Care era motivul pentru care oamenii se închinau? Ce conducea închinarea, atenție, bisericii care mergea sâmbătă la biserică? Care erau preocupările lor? Ce era în centrul religiei lor? Cuvântul lui Dumnezeu sau învățăturile oamenilor? Matei capitolul 15 ne dă un răspuns. Ia uitați ce spune Biblia. Matei capitolul 15. Vrem să citim împreună de la versetul 1. Pentru ce se întărâtă neamurile, întâlniri secrete împotriva adevărului. Ia ascultați ce spune. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu-și spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, el a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moarte. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinei voastre. Dacă veți ști și celelalte evanghelii, istoria aceasta pe care o prezintă Domnul Iisus Hristos, el vorbește despre o situație care era prezentă la data aceea. Ce se întâmpla? Cărturarii și farisei le spuneau așa copilul lui Israel. Dacă cineva avea o proprietate, o casă, un teren, un bun, și zicea în dreptul acelui bun, corban, proprietatea aceea era dedicată sau era cedată, sau am putea spune noi, ce cuvânt să folosesc? Donată, dacă aș putea spune așa, era donată templului. Și în momentul în care ei făceau acest dar templului, da, liderilor spirituale, etc., au făcute, în momentul acela, chiar dacă luai casa de la părinții, să ai părinții pe drumuri, la momentul acela se trecea cu vederea ce se întâmpla și nu mai erai considerat ca fiind în afara poruncii a cincea, nu mai erai vinovat înaintea lui Dumnezeu de această poruncă. Nu mai erai chemat să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. N-ați înțeles? Haideți să vă dau versiunea modernă. Dacă eu am niște posibilități și eu fac un bun bisericii, fie că e vorba de o construcție, fie că e vorba de niște reparații substanțiale, fie că eu contribui cu niște sume mari de bani pentru anumite activități, chiar dacă sunt obținute prin călcarea legii lui Dumnezeu, biserica poate închide ochii. Și oamenii sunt trecuți cu vederea de la astfel de obiceiuri în lumea creștină în general și din nefericire se întâmplă lucrul acesta și în mijlocul poporului Dumnezeu. Oamenii știu foarte bine marile companii care calcă ziua. Oamenii știu foarte bine activitățile în care sunt prinși membrii ei bisericii care nu sunt în conformitate cu cuvântului Dumnezeu. Dar pentru că sunt niște beneficii din aceste părți, atunci se trec cu vederea aceste lucruri și nu mai sunt ținuți în seamă în privința legii Dumnezeu. Și Iisus îi întreabă pe cei din vremea Lui, cum se face că ați desfințat legea lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Stăteam de vorbă cu cineva săptămâna aceasta și am spus un lucru interesant. I-am zis, fii atent.
Omul acesta care încalcă ziua sabatului, omul acesta care lucrează, omul acesta care are afacere, omul acesta care are muncitori care lucrează în sabat, e mai membru ca tine. Tu care vrei să stai credincios cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi să întrebi care este modalitatea prin care oamenii se uită la tine, tu care dorești să trăiești în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și acești oameni care trăiesc în compromis vizibil, ei sunt mai de dorit pentru biserică, astăzi, decât aceia care sunt credincioși cuvântului Dumnezeu și rămân la principii. Și Iisus le spune mai departe, în versetul 7, fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi când a zis. Vreau să vă întreb, pentru că e important. Din ce carte citește Iisus atât? Apropo, nu vi se par tari cuvintele acestea? Știți cu cine vorbea Domnul Iisus aici? Am citit. Cui se adresa Domnul Iisus în acest pasaj? Cărturarilor, fariseilor, oamenii care aveau autoritate. Apropo, dacă citiți cu atenție pasajul, când ucenicii au auzit discuția dintre Iisus și ei, au zis, Doamne, e greșit. Lucrarea ta s-a terminat. De astăzi înainte nu vei mai putea predica în libertate cuvântul lui Dumnezeu. Mergi repede. Citiți cu atenție. Știi că fariseii au găsit pricină de potivire cu mintele tale. Sora White explică și spune că ucenicii l-au rugat frumos pe Iisus. Du-te și cere-ți iertare. Și Iisus știi ce le-a spus? Voi sunteți atât de întunecați și de atât de înșelați încât nici voi nu înțelegeți cât de departe s-a ajuns în neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și Iisus a rămas mai departe pe poziția lui. Și el citește acum din prorocul Isaia. De ce? Ia uite așa spun. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Deci Domnul Iisus Hristos le spune, religia care predomină în mijlocul poporului acestuia, poporului Dumnezeu, era o învățătură bazată pe datini, învățături, voturi, etc. Cuvântul lui Dumnezeu era dat la o parte. Și Iisus Hristos spune, ceea ce se întâmplă în mijlocul poporului astăzi, este ceea ce a fost și în timpul lui Isaia, iar Isaia a profetizat bine despre ce se întâmplă când? Acum. Din ce carte a citit Domnul Iisus? Isaia. Haideți să mergem în Isaia. Isaia, în capitolul 29. Ați auzit de expresia aceasta, vinul Babilonului? Ați auzit de această expresie? Ce reprezintă vinul în Sfânta Scriptură? Ce reprezintă vinul? Învățături de care? Învățăturile false. Mulțumesc foarte mult. Ei bine, Hristos citește din Isaia, dintr-un pasaj în care se prezenta starea poporului Dumnezeu îmbătată. Poporului Dumnezeu îmbătat de învățăturile false. Exact aceasta era situația în care se găsea poporului Dumnezeu și în zilele lui Isaia și în zilele Domnului Iisus Hristos. Atenție! Nu vreau să înțelegeți prin aceasta, frații mei, nici de cum că poporul lui Dumnezeu este Babilon. Nici de cum. Ci ceea ce vrem să tragem un semnal de alarmă este că învățături false, învățături nesănătoase, ba chiar vinul Babilonului a început să fie servit chiar și în mijlocul copilului lui Dumnezeu astăzi. Stăteam acum la sfârșit de an. Nu mi s-a dat ca să, cum să zic, să vânez, să, cum să zic, să caut lucrul acesta. Este un obicei în Rusia, când are loc trecerea aceasta între ani, când așteaptă oamenii trecerea între ani? Vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Când așteaptă oamenii? La miezul nopții, nu? Dar după Biblie, când are loc trecerea între ani? Când are loc trecerea între ani? Noi după Biblie. Dacă ne întreabă cea adventiști de ziua șaptea, când trecem noi în 2020? La apusul? Mulțumesc mult foarte. Și la trecerea dintre ani, în Rusia, spre exemplu, președintele Vladimir Putin, cu câteva minute înainte de a bate ceasul acela din Piața Sfântul, Piața Roșie acolo, el a face o adresare poporului. Și atunci când, cum să zic, bate ceasul, atunci am trecut în nouă. Măi, frate, știți ce mi-a fost interesant? La un moment dat, în ocazia aceea,
A doua zi, a treia zi după evenimente, nu știu cum s-a întâmplat, că am dat peste un video unde un lider al bisericii, un lider al bisericii, era un om cu o poziție înaltă în rândul educației în mijlocul poporului Dumnezeu. Știi ce spune? A ieșit în fața oamenilor și el spune, ne despart câteva minute de miezul nopții și vom intra în anul 2020. Și când am auzit lucrul acesta așa și m-am gândit, am zis, Doamne, oamenii aceștia, cum păzesc oamenii aceștia sabat? Pentru că dacă el se gândește că intră în 2020 la miezul nopții, când începe sabatul în mintea lor? Înțelegeți ce vreau să spun? Și noi s-ar putea să... E, frate Andrei, asta e numai o coincidență, asta e chiar o întâmplare, chiar așa stai cu ochii. Frații mei, chiar n-am stat cu ochii deloc. Dar în momentul în care la poziție, la învățătura care iese de pe buzul ăsta și m-am gândit, Doamne, în ce fel sunt în film influențați viitorii misionari, viitorii păstori care ies din acea instituție a bisericii. Domnul Hristos a uitat și a zis, ce se întâmplă acum? Bine a prorocit profetul Isaia. Hai să vedem de unde a citit Domnul Iisus. Isaia 29 și citim de la versetul 9. Priviți ce spune. Isaia 29 de la versetul 9 spune așa. Rămâneți încremeniți și uimiți. Închideți ochii și fiți cum? Orbi. Ei sunt beți, dar nu devin. Deci nu este vorba de o îmbătare cu alcool. Hai să vedem ce despre ce fel de băutură. Ce fel de vin. Dar nu din pricina băuturilor tale. Versetul 10. Ci pentru că Domnul a turnat peste voi un duh de adormire. V-a închis ochii prorocilor și v-a acoperit capetele văzătorilor. De aceea toată dumnezească a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărți pecetuite. Dacă o dai unuia care știe să citească și zici, ia citește, el răspunde, nu pot, căci este pecetuită. Sau dacă dai cartea unuia care nu știe să citească și zici, ia citește, el răspunde, nu știu să citesc. Versetul 13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buze. Dar inima lui este cum? Departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Înțelegeți de unde a citat Domnul Iisus Hristos? Deci învățăturile omenești, învățăturile, tradițiile omenești sunt prezentate în Isaia ca fiind vinul din care erau îmbătați cine? Babilonul? Babilonul era adormit? Cine era îmbătat de acest vin? Cine erau aceia care nu mai Dumnezeu, să înțeleagă timpul în care poporul Dumnezeu și Iisus Hristos le spune, lucrul acesta se întâmplă în mijlocul poporului. De ce ați desfințat poruncile lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Hristos a protestat împotriva învățăturii nesănătoase. Biblia ne spune că în cele din urmă l-au trimis pe Hristos la moarte. Iar acele întâlniri, aduceți-vă aminte, înainte ca Ana și Caiafa să găsească numărul de mobil al lui Pilat, între ghilimele, avusese loc o întâlnire secretă între cine? Unde avusese loc acea întâlnire secretă? Vă întreb, a avut loc o întâlnire secretă în privința Domnului Iisus Hristos? Nu, frate. A avut sau n-a avut? Vă aduceți aminte ce a citit din Psalmul 2? Pentru ce se întărâtă neamul? Pentru ce se sfătuiesc? Pentru ce se comitet? Pentru ce are loc această conspirație? Această răsoare? Pentru ce are loc această întâlnire împotriva lui Dumnezeu și împotriva unsului său Iisus? Și la momentul condamnării Domnului Iisus Hristos, oare nu este adevărat, frații mei? Că Domnul Iisus Hristos a fost condamnat în urma unei întâlniri de care? Secrete. O întâlnire care a fost făcută în spatele ușilor închise. Cine n-a fost invitat la întâlnirea aceea? A fost normală ora la care a fost acea întâlnire? Da sau nu? Era pe bună dreptate întâlnirea aceea cum a avut loc? Nu. A fost invitat un susținător al Domnului Iisus Hristos la acea întâlnire? A fost invitat Nicodim?
care era și el fruntaș al sinagogii. A fost invitat un susținător al Domnului Iisus Hristos pentru a echilibra. Nu. Biblia spune că au fost atunci martori mincinoși. Și acuzații l-au pus pe Domnul Hristos la moarte. Frații mei, Biblia ne spune că aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră. Da, noi suntem de acord că în lumea în care noi trăim astăzi au loc întâlniri secrete între liderii pământului, națiunile pământului, împărații pământului, judecătorii pământului se sfătuiesc împotriva lui Dumnezeu și împotriva adevărului. Da, este foarte adevărat. Greu este de crezut. Chiar în lumea creștină. În bisericile creștine în general și în mod special poporul lui Dumnezeu sunt oameni care se întâlnesc și plănuiesc pentru a distruge mesajul lui Dumnezeu și mișcarea pe care Dumnezeu mi-a dat. La fel cum s-a întâmplat în zile Domnului Iisus Hristos. Poporul era îmbătat de vin. Vă întreb acum. Spune Biblia că la sfârșit din nou vom vedea o biserică care servește vin națiunile pământului. Și sub influența acestui vin, neamurile și națiunile și împărațiile pământului se vor uni în a persecuta pe copiii lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos în persoana copiilor credincioși al Dumnezeu. Spune Biblia că se va întâmpla lucrul acesta din nou la sfârșit? Spune Biblia acest lucru? Hai să ne uităm în cartea Apocalipsei. Mergem în Apocalipsa la capitolul 17. Vrem să subliniem încă câteva gânduri și apoi ne vom despărți în această seară. Apocalipsa, capitolul 17, vrem să citim împreună de la versetul 1. Priviți ce spune Biblia. Apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potiri a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curbei celei mari, care șade pe ape mari. Versetul 2. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Deci, ce se întâmplă sub influența acestui vin? Ce se întâmplă cu locuitorii pământului? Locuitorii pământului sunt îmbătați. Cine mai servește din acest vin, spune Biblia? Împărații pământului. Priviți ce spune Apocalipsa, capitolul 18. De la versetul, haideți să citim de la versetul 2. El a strigat cu glas tare și i-a zis: a căzut Babilonul cel mare. A ajuns un locaș a dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei, curviei ei, și împărații pământului au curvit cu ea, și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătăriei. Din acest ne spune locuitorii pământului, împărații pământului, negustorii pământului, adică puterea economică a lumii, este la cheremul, este la mâna acestei puteri numite Babilon. Împărații pământului sunt cei care sunt adăpați din acest vin al Babilonului. Ce am spus noi că reprezintă acest vin? Ce reprezintă acest vin? Vinul acesta reprezintă învățăturile false. Și sub influența acestor învățături false. Haideți să vedem ce spune Biblia, că se întâmplă în pasul următor când împărații pământului consumă vinul acesta. Mergem în cartea Proverbelor la capitolul 31. Proverbelor la capitolul 31. Și aș vrea să citim împreună de aici, de la versetul 31. Și aș vrea să citim de aici, de la versetul 1. Frații mei, vreau să vă spun un lucru. Noi trăim ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Am un prieten în Marea Britanie. Numele acestui frate, acestui tânăr, acestui om al lui Dumnezeu, aș putea să spun așa, numele lui este Adrian McQueen. Are un canal pe YouTube, se numește Even at the Doors. De curând, printr-un mesaj pe care l-a trimis, va chiar și un video pe care l-a postat, a arătat cum din ce în ce mai mult, în timpul acesta pe care noi îl trăim, libertatea de exprimare și libertatea de conștiință este sub atac la fiecare parte.
Și în prezentarea sa arăta cum câte videouri care au de-a face cu subiecte sensibile ridicate astăzi în societate sunt blocate, șterse de pe YouTube și a fost avertizată în repetate rânduri pentru a nu mai posta astfel de materiale. Știți că există o politică, ba chiar există un angajament între Vatican, da? Și între marile putere ale lumii, cei de la Google, YouTube, etc., în privința acestei persecuții verbale, da? Nu ai voie să vorbești de rău pe cineva. Noi nu suntem chemați ca să, cum să zic, să denigrăm pe niște oameni. Dumnezeu denigrează un sistem. Dumnezeu vorbește împotriva unui sistem. Este sistemul acesta care promovează închinarea falsă, numit în cartea Apocalipsei Babilon. Dumnezeu spune, a căzut Babilon. A scos un video despre AI community, minoritățile sexuale. Arătând cum aceste minorități sexuale încearcă să forțeze prin lege statele lumii, ca Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și alte națiuni, pentru a desființa din acele state această posibilitate de a face homeschooling acasă. Ei înțeleg că motivul pentru care există această reticență cu privire la aceste minorități sexuale este pentru că sunt părinți care educă pe copiii lor acasă, contrar a ceea ce se învață în școlile publice și de aceea încă mai există o opoziție împotriva acestei mișcări. Și se luptă, frații mei, nu la întâmplare în Franța din anul acesta și chiar anul trecut, copiii sunt dați la școală de la vârsta de 3 ani. Pentru că se încearcă să se dezlipească mâna copilului din mâna părintelui în așa fel încât să se petreacă cât mai puțin timp cu copilul. Videoul acesta a fost blocat. Nu-l mai poate accesa, l-a încălcat o dată, de 2 ori, de 3 ori. Un material foarte prețios. A promovat un alt material cu privire la ce se întâmplă în Israel, Statele Unite ale Americii. Cum marile puteri ale lumii sunt în stare să influențeze, cum să zic eu, elementele naturii. Statele Unite, Rusia, Germania, China, India. Cum au putere de a influența elementele naturii din anii 1950. Chiar în timpul războiului din Vietnam, americanii au fost în stare să influențeze elementele naturii, să aducă ploaie pentru ca să scoată armata americană care pierdea războiul în Vietnam. Ei erau în stare atunci. Oare astăzi în ce sunt în stare? Biblia ne spune că există această sfătuire între națiunile Pământului. Biblia spune în cartea Apocalipsei că Dumnezeu va trebui să intervină pentru că există un plan ca planeta Pământ să fie distrusă. Apocalipsa 11 cu 18. Dumnezeu va veni să nimicească pe cei care vor să nimicească Pământul acesta, să-l distrugă. Și când tu protestezi împotriva acestor lucruri care se întâmplă și vor împotriva acestor lucruri, cum crezi că vor reacționa ei? Frații mei, nu vom mai putea folosi metodele acestea pentru mult timp. Nu vom mai folosi metode. Cuvântul lui Dumnezeu va fi blocat, cuvântul lui Dumnezeu va fi stricționat. Va trebui să predicăm din nou în sac, ca în timpul celor 1260 de ani. Lucrarea lui Dumnezeu va trebui făcută pe ascuns. Iar în timpul acesta de libertate, în loc să ne înarmăm, noi servim vin. Și ne îmbătăm. Cu tot felul de lucruri care n-au nimic de a face cu Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Ce se va întâmpla sub influența acestui vin? Proverbe 31 și a citit de la versetul 4. Ia uitați ce spune. Nu se cade împăraților lemuiele. Nu se cade împăraților să bea vin. Nici voievozilor să umble după băuturi tari. De ce? Ca nu cumva până să uite legea și să calce drepturile tuturor celor. De ce se va întâmpla în momentul în care împărații Pământului vor fi îmbătați de vinul acesta? Care e următorul lucru pe care îl vor face? Vor uita de ce? De legea lui Dumnezeu. Și va începe o persecuție împotriva copilului credincioșilor lui Dumnezeu. Frații și surorile mele, aș vrea acum la sfârșit să vă spun un lucru. În trecut, când copiii credincioși al lui Dumnezeu au fost persecutați pentru lucrarea pe care au făcut-o, ca studenții Cuvântului Dumnezeu, Dumnezeu le-a adus aminte ce a făcut.
Și în loc să se descurajeze din cauza interdicției și din cauza consiliilor, întâlnirilor secrete care aveau loc împotriva adevărului, în loc să se descurajeze, în loc să renunțe la luptă, în loc să lase mâinile în jos, să zică nu mai face nimic pentru că toată lumea e împotriva noastră. I-au zis, Dumnezeu ne-a anunțat săptămâna aceasta, vorbeam cu un prieten de-a meu și spune, ai auzit că predicatorul sau fratele X este declarat vorbitor neautorizat în toată Uniunea Română? N-am să spun neapărat cine este numele, dar este o persoană care nu are atât de mult de a face cu latura, să zic așa, spirituală, cu predicarea Cuvântului Dumnezeu, ci în mod special încearcă, atenție, spun, încearcă să sublinieze mesajul sănătății. Nu vreau să discut acum, să intru în amănunte în privința persoanei și a materialului și a modului în care prezintă lucrurile. Este cu totul alt subiect. Dar, în timp ce citeam acel comunicat, mi-a atras atenția unul. Și vreau să vă avertizez și pe aceia care nu sunteți implicat neapărat în lucrarea de predicare a cuvântului, dar care poate suntem implicați în lucrarea de vindecare, în lucrarea de sănătate, în lucrarea de ajutorare a celor din jur. Și în documentul acela care a fost primis, era specificat clar. Știți ce era specificat? Orice punct care nu este susținut de către poziția oficială a bisericii, atenție, și nu este susținut, ci recunoscut de lumea medicală și de știință, nu poate fi considerat ca fiind sănătos pentru poporul lui Dumnezeu. Acum vă dau un sfat. Dacă oamenii ar citi măcar o carte din scritul profetic cu privire la sănătate, ăsta este ultima declarație pe care noi o facem. Dacă oamenii ar citi măcar o dată în viața lor divina vindecare, sfatul pentru sănătate, lucrarea medicală misionară, n-ar îndrăzni niciodată să facă astfel de afirmații. Ci ar spune așa. Ci noi susținem învățăturile din lumea medicală care sunt în concordanță cu ce? Cu ce, frații mei? Că dacă te duci la spital, știi ce spune doctorul dacă ai diabet? Ia spuneți-mi dumneavoastră, cine spune doctorul atunci când avem diabet? Și nu generalizez medicii, că sunt și doctori care ne sfătuiesc de bine. Iar cei care ne sfătuiesc în mod greșit, sunt sigur că și ei sunt bine intenționați, mulți dintre ei. De lipsește informație. Care este dieta pe care ți-o recomandă un medic educat în școlile lumii, în universitățile lumii? Este ea în conformitate cu manualul lui Dumnezeu? Da sau nu? Este în conformitate cu sfaturile marului medic? Da sau nu? Dumneavoastră înțelegeți? Ce să fac eu atunci când medicii îmi promovează pastiluțele cu cartilaj de rechin și cu venin de șarpe și cu grăsime de porc? Pentru că dacă le iau pot să am, eu știu, să fiu mai sănătos și să mă vindec de toate celelalte. Ce să fac eu atunci? Sfaturile cui să le urmez? Și iată, frații mei, ajungem din nou la unul. În încercarea de a proteja poporul lui Dumnezeu de metodele false de tratament, care sunt multe, vom ajunge în cele din urmă să ne protejăm chiar și de metodele date de Dumnezeu cu privire la tratament și sănătate, recomandate și de Biblie și de marele medic în sfaturile scrise în Scriptură. Și vreau ca să transmit un semnal de alarmă pentru toți aceia care sunt implicați în lucrare. Poate că lucrarea ta încă nu este cunoscută, n-a progresat. Dar va veni un timp când toate acele centre de sănătate și sanatorii și camere de tratament și orice inițiative laice cu privire la sănătate vor fi puse sub semnul întrebării. Cine te-a îndemnat pe tine? Cine ți-a dat ție voie ca să faci lucrarea aceasta? Și atunci, în urma acestor consilii, în urma acestor comitete, în urma acestor decizii care vor fi luate, mulți în trecut și în prezent sunt cei care spun, dar nu mai pot. Și lăsăm mâinile jos și zicem, m-am săturat, nu mai fac nimic, mi-a ajuns. Sau putem să ajungem să luăm sfatul copilor credincioși al lui Dumnezeu. Fapte capitolul 4. Ia uite ce spune. Vreau să vă arăt cum copiii credincioși al lui Dumnezeu și-au adus aminte de psalmul al doilea și au zis, Doamne,
Tu ne-ai încredințat o lucrare. Lucrarea aceasta nu ne-a dat-o oamenii, lucrarea aceasta nu ne-a dat-o învățătorii, nici predicatorii, nici pastorii, deși noi trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Lucrarea aceasta a fost dată de tine. Ia uitați ce spune Faptele Apostolului, capitolul 4, și aș vrea să citim de aici, de la versetul 1. Spune Biblia așa. Pe când vorbeau Petru și Ioan morodului, iată, au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și saducheii. Foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din moți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi, că se însărasă. Însă mulți dintre cei ce auziseră cuvintele, cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim. Cine, credeți că a fost invitat cineva acolo care era pentru adevăr? Ia ascultați ce spune. Cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți au pus mâna pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat. Cu ce putere sau numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Ce au vrut ei să întrebe aici? Când au pus întrebarea aceasta. Ce au zis ei de fapt? Ce vreau să știe? Cine ți-a dat ție ce? Cine ți-a dat ție autorizat? Cine ți-a dat ție permisiune ca tu să faci lucrarea aceasta? Vă întreb, aveau ei o diplomă recunoscută? Aveau ei o autorizație din partea cuiva? Un frate din zona Sălajului amintea la un moment dat a fost chemat în timpul securității la partid și au zis, de unde tu ai autorizație ca să faci lucrarea aceasta? Ce unde? Și a deschis Biblia Matei 28. Și a zis, duceți-vă în toată lumea și predicați până la margine pământului, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Zice, aceasta este autorizația care mi-a dat-o Dumnezeu. Ia ascultă și spune. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat. Cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis, mai mari norodului și bătrâne al lui Israel, fiindcă suntem trași azi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat. Atenție! Deci l-au tras la răspundere nu numai pentru ce a predicat, ci pentru că cineva a fost... Cine ți-a dat voie să vină? Atenție! S-o știe tot și s-o știe tot norodul Israel. Omul acesta se împățișează sănătos înaintea voastră, pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Citim mai departe, de la versetul 13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat. Întrucât știau că erau oameni cărturași și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă din sobor și s-au sfătuit între ei. Din nou, întâlnire secretă. Și au zis, ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului pădită pe care nu putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe, mă rog, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Le-a zis să nu mai predice deloc? Ce le-a zis? Ce a specificat aici? Ce hotărâre a fost luată în comitet? Să nu se mai vorbească despre Hristos. Dar știți că Hristos era adevărul prezent atunci? Puteai să vorbești, dar să nu vorbești despre Hristos. Căci noi, spune versetul 19, mai departe, 18, și după ce au chemat, le-a poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Ați înțeles? Nu mai aveți voie să vorbiți în numele lui Iisus. Drept răspuns Petru și Ioan le-a zis. Judecați voi singur dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. I-au amenințat din nou și i-au lăsat să plece. Căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de 40 de ani. Din nou i-au amenințat, a zis, să nu cumva să mai... Și au plecat acasă, ucenicii. Știți ce au făcut acasă? După ce li s-a dat drumul, el s-a dus la ei lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții mai de seamă și bătrâni.
Și când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis. Nu s-au lamentat, n-au început să plângă, n-au zis, știi ce au zis, știi cine era acolo în comitet, era ăsta și ăsta la altul. Sunt cei care l-au omorât pe Iisus și au zis, băi, noi nu avem timp să discutăm despre asta. Noi am fost avertizat că lucrurile acestea se vor întâmpla. Atenție! Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul Tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă în noroadele lucruri deșarte? Ei întreabă acum, Doamne, n-ai spus Tu că vor fi astfel de comitete? N-ai spus Tu că vor avea loc astfel de sfătuiri împotriva Domnului Iisus Hristos? N-ai spus Tu că lucrul acesta se va întâmpla chiar în mijlocul poporului Dumnezeu? Și în loc să se descurajeze, au zis, frate, avem o lucrare. Știți de ce? Noi adesea tremurăm, fraților, pentru că noi nu știm lucrarea care ne-a fost încredințată. Dacă am fi sigur că ceea ce noi facem e de la Dumnezeu, noi trebuie să mergem înainte. Priviți ce spune. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului Său. De unde citează ei acum rugăciune? Psalmul an? Și acum priviți la versetul 2. Uită-te la amenințările lor. Dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. Și întinde-ți mâna să se facă tămăduiri, minuni, semne, prin numele robului Tău celui Sfânt Iisus. Și după ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ce au făcut? Tu ai spus și eu. Dar noi avem o lucrare pe care trebuie să o facem. Noi nu avem timp să ne uităm. Ținem prea mult la noi, frații. Ținem prea mult la viața noastră. Frate, dacă ai să mai vorbești așa, să știi că o să te împuși. Mama mea îmi spune câteodată. Ai grijă pe unde mergi, cu avionul, pe unde treci, să știi că o să te împuși într-o zi. Dacă Dumnezeu hotărăște să fie împușcat, atunci înseamnă că Dumnezeu știe care lucru ce mai bine. Dar dacă Dumnezeu dorește ca să trăiesc eu și cu tine să slujim pe Dumnezeu, avionul ăla poate să cadă, dacă Dumnezeu îl face nemuritor, explodează și tu ești din mijlocul flăcurilor. Ca tinerii din Daniel 3. Pentru că Dumnezeu are un plan cu tine. Întrebarea este, tu ești sigur că ceea ce faci este lucrarea lui Dumnezeu? Nu te mai uita la amenințările oamenilor. Nu te mai uita la comitetele care au luat. Nu te mai uita la ceea ce spun oamenii. Puneți încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Cu degetul spune, Doamne, eu fac așa pentru că așa stă scris în Mărturii volumul X. Capitolul cu tare, versetul cu tare. Eu așa fac pentru că așa am găsit. Și eu știu că tu ești cu mine. Credeți lucrul acesta? Credeți, aveți această încredere că Dumnezeu este de partea noastră? Pentru ce s-au rugat ei? Au zis, Doamne, dă-ne Duhul Tău cel Sfânt. Dă-ne Duhul Tău cel Sfânt ca să predicăm cuvântul cu mai multă îndrăzneală. Aceasta este nevoia bisericii în timpul de astăzi. În momentul în care națiunile Pământului se unesc, comitete secrete ale celui rău cu agenți satanici se unesc pentru a îndrepta lumea într-un ultim conflict final, în timp ce comitete secrete au loc și în rândul bisericii, în încercarea de a distruge mesajul solia lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, rugați-vă pentru Duhul Sfânt. Cereți putere la Dumnezeu să predicați cuvântul cu ce? Cu putere. Cu mai multă îndrăzneală. Frații mei, asta îmi doresc între 2020 în viața mea. Asta este lucrarea pe care Dumnezeu a pus-o pe inima mea. A zis, Doamne, nu mai este timp de pierdut. Anul acesta cu mai multă putere, mai multă îndrăzneală. Nu avem timp să ne uităm la oameni. Pentru că Dumnezeu este de partea noastră. Aș vrea să citesc un ultim verset din Biblie, dacă îmi dați voie. Se găsește în cartea Isaia. Și voi invit să ne rugăm. Priviți în cartea Isaia la capitolul Isaia, capitolul 8, și vreau să citim versetul 9. 9 și versetul 10. Fiți atenți cum se uită Dumnezeu la planurile pe care le fac națiunile Pământului. Fiți atenți cum se uită Dumnezeu la aceste comitete, la aceste organizații, la aceste eforturi pentru a distruge cauza lui Dumnezeu. Fiți atenți cum se uită Dumnezeu.
Scoateți strigăte de război cât voiți popoare, căci tot veți fi zdrobite. Luați aminte toți cei ce locuiți departe, pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți. Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobit. Faceți la planul cât voiți, căci nu se va alege. Luați hotărât cât voiți, căci vor fi fără urmări. Căci Dumnezeu este cu noi. Emanuel. Amin? Amin. Credeți lucrul acesta, vă dați? Credeți că orice unealtă florită împotriva lucrării lui Dumnezeu nu poate distruge lucrarea lui Dumnezeu? Credeți lucrul acesta? Eu cred în toată ei. Și dacă Dumnezeu nu va face lucrarea prin mine, va ridica prin altul. Dacă Dumnezeu nu va face lucrarea prin tine, va ridica prin altul. Orice efort împotriva lucrării lui Dumnezeu va fi satan. Numai Domnul să mă ajute pe mine. Să nu mă găsesc în rândul celor care se luptă împotriva lucrării lui Dumnezeu și să nu știu. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Să rămânem credincioși de partea Lui.